În unele localități, culoarea politică este lăsată deoparte când vine vorba despre interesul comunității. Este și cazul orașului Bumbești-Jiu, unde primarul social-democrat a purtat discuții cu liderii PNL pentru anumite obiective din zonă. După modelul primarului de la Motru, la Drăgutești se va desfășura un proiect similar. Ziua porților deschise va avea loc în perioada următoare, unde fiecare cetățean care va dori să vadă ce se întâmplă în instituția publică va putea asista la programul primăriei. Scade numărul românilor infectați cu noul coronavirus. Trebuie totuși luat în considerare și numărul probelor prelucrate, însă situația pare că se îndreaptă spre drumul cel bun. Dacă în România au fost raportate astăzi peste 1000 de cazuri, Gorjul a înregistrat doar 6 îmbolnăviri. Mai este puțin și intrăm în febra sărbătorilor pascale. Deja se simt și în aglomerația din trafic, iar magazinele își fac stocurile pentru ca masa românilor să fie îmbelșugată ca întotdeauna. Dacă Paștele de anul trecut a fost unul atipic, anul acesta va avea aromă de normalitate, în vremuri care nu sunt nici pe departe normale. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Teodora Tomescu și vă prezint știrile Gorj TV. Primarul PSD este la discuții cu liderii PNL. Culoarea politică trebuie să fie dată deoparte atunci când vine vorba despre dezvoltarea unei comunități. Pe acest principiu a mers și primarul orașului Bumbești-Jiu, care a purtat discuții cu liderii PNL pentru a demara procesul de retehnologizare a uzinii mecanice Sadu. Bobaru spune că a vorbit atât cu Dan Vâlceanu, cât și cu Iulian Popescu și chiar și cu ministrul energiei. Discuțiile legate de uzina mecanică Sadu s-au mutat și la nivel politic. De ceva timp se vorbește despre retehnologizarea companiei, însă se pare că procesul bate pasul pe loc. În acest context, edilul orașului Bumbești-Jiu a mers la discuții cu partidul aflat la guvernare, deși Constantin Bobaru a candidat din partea PSD. Așadar, primarul a lăsat deoparte culoarea politică și a trecut la acțiuni. După cum declară chiar el, a discutat deja cu deputatul Dan Vâlceanu și cu Iulian Popescu și a găsit înțelegere pentru a pune la dispoziție banii necesari tehnologizării totale a uzinei mecanice Sadu. Prin discuțiile pe care le-am avut lunile trecute, am găsit, până la urmă, înțelegere în discuțiile pe care le-am avut cu deputatul Dan Vâlceanu, cu actualul consilier al primului ministru Iulian Popescu, să încercăm demararea unui proces, un demers, prin care să reușim să aducem întreaga sumă și să o punem la dispoziția uzinei mecanice Sadu pentru o retehnologizare totală, să zic așa. Este vorba de o sumă estimată la 70 de milioane de euro, astfel încât agentul economic despre care vorbim să poată într-adevăr să meargă în această competiție, pe această nișă de piață în domeniul în care activează, astfel încât în perioada următoare să dăm posibilitatea ca oamenii care lucrează acolo sau care vor lucra de aici încolo să lucreze în niște condiții bune. Bobaru vrea ca prin aceste fonduri să fie sporită și siguranța angajaților, dar să și crească salariile. Edilul spune că factorii de decizie de la nivel înalt și-au dat interesul în acest sens. Sunt câteva obiective pe care eu, cel puțin cu colegii mei, le avem în atenție. După cum vedeți, și cei care sunt, până la urmă, puternici, să zic așa, de electorat să ofere sprijin, o fac. Și cum am spus, în următoarea oră o să avem o întâlnire la nivelul pe care vi l-am spus. Ieri am avut o discuție cu Iulian Popescu și a rămas să ne vedem la sfârșitul săptămânii. Ei se întorc de regulă acasă la sfârșitul săptămânii, să încercăm în cele două direcții să acționăm în scopurile pe care vi le-am spus. Deci preocupări există, există și disponibilitatea oamenilor să sprijine acest lucru. Mai mult, Bobaru a purtat discuții inclusiv cu Virgil Popescu, actualul ministru al energiei, pentru transferarea administrării către primăria Bumbești-Jiu a unui teren aflat în patrimoniul Hidroelectrica. Demersul vine în urma unor solicitări înaintate de oamenii de afaceri în vederea dezvoltării unor activități economice în zonă. Tot cu Virgil Popescu a discutat și despre reluarea lucrărilor de amenajare hidroenergetică pe râul Jiu. Am omis să spun, am mai făcut un demers către Ministerul Energiei să transferăm administrarea unei suprafețe de aproximativ 50 de hectare, este vorba de terenul paralel cu drumul european de la Castru spre Târgu Jiu, care este aflat în patrimoniul Hidroelectrica, să-l transfere dreptul de administrare către autoritatea publică locală pentru a fi valorificat într-un mod pozitiv. Am avut o discuție cu actualul ministru al energiei. Am avut o discuție și când era ministrul economiei, știți că acest minister s-a împărțit în două și sunt
și preocupări și interes în acest sens, cel puțin pentru continuarea lucrării la cele două hidrocentrale din Amonte de Bumbejiu, spus că se așteaptă doar avizul de la mediu și după aceea vor fi reluate lucrările și punerea în funcțiune. Interviul integral cu edilul orașului Bumbești-Jiu va fi difuzat pe Gorj TV marți de la ora 17:30 în emisiunea Glasul Gorjului. Inspectoratul Școlar Județean Gorj desfășoară în această perioadă vizite în toate unitățile de învățământ din județ pentru a examina situația actuală și starea tehnică a acestora. Vizate de inspectorii școlari au fost câteva unități din Cătunele, dar și din Peștișani. Noua conducere a Inspectoratului Școlar Județean Gorj se pare că își ia foarte în serios atribuțiile, astfel că în această perioadă inspectorii școlari vizitează toate unitățile de învățământ din județ. Dana Constantinescu, inspectorul școlar general, a ținut să sublinieze faptul că aceste deplasări nu reprezintă un control propriu-zis, ci doar vizite pentru a vedea care este starea tehnică exactă a acestor unități școlare. Săptămâna trecută, două unități de învățământ din Cătunele, mai exact Școala Valea Mănăstirii și Grădinița, au fost vizitate de inspectorii școlari. Am fost la școala Valea Mănăstirii din Cătunele și am văzut și o grădiniță care aparține, care este arondată. Nu stau lucrurile grozav acolo. Am vorbit și cu domnul primar și cu doamna director Popescu a școlii. Tocmai ne povestea domnul primar că va începe un program de reabilitare și renovare a unității școlare și l-am rugat să mă anunțe exact când va începe această, când se va declanșa șantierul, să spun așa, să vin și eu să văd cam ce se întâmplă realmente. O surpriză plăcută pentru inspectoratul școlar în cadrul acestor deplasări a fost Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș din Peștișani. La Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș, unde am avut una dintre cele mai mari surprize, deoarece nu am știut niciodată, nu am avut, ca inspector de specialitate, nu am avut sector acolo, deci nu știam școala. Am avut foarte mari surprize să văd nivelul la care se muncește în această școală și nivelul lucrărilor, punctul în care s-a ajuns cu lucrările. Zidurile liceului au fost efectiv curățate până la cărămidă, sunt refăcute în detaliu. Fiecare sală de clasă va avea în liceu aer condiționat. Au un cabinet școlar cum nu are nicio școală din Târgu Jiu, au un cabinet stomatologic cum nu are nicio școală din Târgu Jiu. Credeți-mă, le-am văzut cu ochii mei și nu am niciun fel de interes să le laud pe nedrept. Tot în Comuna Peștișani, în școala primară Boroșteni, Dana Constantinescu susține că există câteva grupe de grădiniță ce arată la standarde europene. Scopul acestor controle, conform Inspectoratului Școlar Județean Gorj, este de a identifica problemele acolo unde există, dar și de a evidenția aspectele pozitive. Ca să rezum, intenționez să văd cât mai multe școli din teritoriu. Pentru a identifica eventualele probleme, pentru a aduce la lumină aspectele pozitive pe care nu le cunoaște lumea și merită să fie cunoscute aceste lucruri, pentru că este un efort, este o muncă, sunt niște bani investiți, primăriile chiar își fac treaba în aceste locuri și identificăm locuri de asemenea, la polul opus, unde aceste aspecte nu se regăsesc, ba dimpotrivă. În prezent, în mai multe unități de învățământ de la nivelul județului Gorj se desfășoară ample lucrări de reabilitare și modernizare. La centrul de recuperare post-COVID din Comuna Runcu au ajuns deja primele echipamente medicale. În prezent, centrul are o capacitate de 50 de paturi, însă până la finalizarea proiectului demarat de Fundația Mereu Aproape, acesta se va extinde. Persoanele interesate se pot adresa centrului la 8 săptămâni de la primirea unui test negativ.
Centrul de recuperare post-COVID-19 începe să prindă contur. Primele echipamente medicale au ajuns deja la Spitalul de Pneumofiziologie de la Dobrița și în câteva zile vor fi puse în funcțiune. Este vorba despre aparate de fizioterapie, antrenament respirator, kinetoterapie, monitoare de funcții vitale, un analizor PCR și o vestă de drenaj toracic. În curând, la unitatea medicală aflată la 78 de metri altitudine, va funcționa primul centru complex de tratare a traumelor fizice și psihice produse de contactul cu virusul SARS-CoV-2. Centrul se realizează prin Fundația Mereu Aproape. Medicul șef al clinicii de recuperare consideră că aparatura este extrem de importantă în procesul de recuperare. Aparatele ne ajută foarte mult să ne realizăm aceste obiective. Este încurajator că putem să beneficiem de ele la începutul acestui program și astfel să îl putem efectua la parametrii pe care noi ni-i dorim. Persoanele interesate de recuperare pot depune o cerere spitalului la 8 săptămâni după primirea rezultatului negativ. Printre cele mai des întâlnite sechele post-COVID-19 se regăsesc și tusea, oboseala musculară și dificultăți la respirație. O treime din pacienții care au trecut prin această suferință rămân cu anumite sechele. Dificultăți la respirație, cu tuse, se confruntă cu tulburări de ritm cardiac, se confruntă cu această oboseală și slăbiciune musculară, dureri ale articulațiilor, inclusiv tulburări de memorie, de atenție. Compartimentul de recuperare are în prezent 50 de paturi, însă acesta se va extinde odată cu finalizarea proiectului demarat de Fundația Mereu Aproape. În Spitalul de Pneumofiziologie Tudor Vladimirescu din Comuna Runcu lucrează o echipă multidisciplinară formată din medici pneumologi, de recuperare medicală, asistenți și fiziokinetoterapeuți. După modelul primarului de la Motru, la Drăguțești se va desfășura un proiect similar. Ziua Porților Deschise va avea loc în perioada următoare, unde fiecare cetățean care va dori să vadă ce se întâmplă în instituția publică va putea asista la programul primăriei. Proiectul primar pentru o zi derulat anul acesta în municipiul Motru a fost un real succes. Pe același model, la Drăguțești va avea loc un proiect similar. Ziua Porților Deschise va fi organizată în perioada următoare la Primăria Comunei Drăguțești. Cetățenii vor putea asista la activitățile primăriei, iar unii dintre ei chiar vor putea fi primar pentru o zi. Anunțul a fost făcut de edilul comunei, care vrea ca orice doritor să poată ocupa fotoliul de primar și să discute cu cetățenii care trec pragul instituției. Este un proiect care o să-l am, un proiect de viitor, Ziua Porților Deschise. Bine, vreau ca fiecare copil sau cetățean care vrea să fie pentru o zi primar, îl invit și asta o să trec, o să dau hotărâre de Consiliul Local. Vreau ca toți oamenii din comună care vrea să stea pe scaunul primarului și vrea să stea de vorbă cu cetățenii o dată în zi să vadă și el cum este primar. Asta îmi doresc. Poate mulți și-au dorit să ajungă pe acel scaun. Le ofer această posibilitate. Și vreau ca cetățenii să vină să intre în contact, să vadă cam cum decurg activitățile într-o primărie. Cum se desfășoară acele 8 ore într-o instituție. O instituție foarte serioasă. Am văzut că ni se reproșa că au plecat angajații primăriei. Cel mai important proiect din comună ar fi cel legat de introducerea rețelei de gaze în toate satele localității. Proiectul este însă legat de finanțare, bugetul local nepermițând o investiție de o asemenea învergură. Edilul comunei dă asigurări că primul proiect care va demara în acest an va fi asfaltarea drumurilor. Ion Popescu spune că va asfalta toate ulițele și își va ține astfel promisiunile. Este vorba de finanțare, dar vom avea gaze în comuna Drăguțești. Dar primul proiect care va pleca, asfaltarea ulițelor. Le-am promis oamenilor că în această vară vor avea ulițele asfaltate, le vor avea. Am cuvânt și nu-mi las niciodată cuvântul pe post de minciună. Îmi respect cuvântul. Toți cei care mă cunosc știu acest lucru. Nu am făcut niciodată și nu o să fac diferență între oameni. Nu m-a interesat niciodată cine a votat și cu cine nu a votat. Îi ajut pe toți. Sunt reprezentantul și primarul tuturor. Și vreau ca toți cetățenii din comuna Drăguțești să simtă că locuiesc în comuna Drăguțești. Tot la Drăguțești se află în desfășurare și un proiect în valoare de 33 de miliarde, prin care a fost introdusă rețeaua de apă în toate satele. Edilul din Drăguțești spune că așteaptă fondurile europene pentru a demara și alte proiecte, însă nu a fost aprobat calendarul și încă nu se știe ce măsuri pot fi accesate. Municipiul Târgu Jiu are acum un centru de excelență dedicat pregătirii elevilor cu rezultate de excepție. Profesorul de informatică Eugen Nodea este directorul centrului și tot el antrenează și lotul de informatică. Aici elevii se vor pregăti intens la materiile pe care deja le iubesc.
S-a reușit înființarea Centrului de Excelență și la Târgu Jiu. Directorul Centrului de Excelență din Târgu Jiu va fi Eugen Nodea, profesor de informatică la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Eugen Nodea face parte dintre cadrele didactice care se ocupă de pregătirea lotului național de informatic. De asemenea, a avut numeroase performanțe cu elevii pe care îi pregătește, ultima fiind obținută de către Ciovani Popescu. Elevul a primit medalia de aur și premiul întâi la faza națională la Olimpiada de Informatică. Decizia a fost luată în data de 16 aprilie 2021 în Consiliul de Administrație al ISJ Gorj. Nodea susține că de anul viitor centrul va funcționa, iar sediul acestuia a fost stabilit în clădirea Inspectoratului Școlar Județean Gorj. Avem un sediu, deja vom avea un sediu clar, s-a stabilit că va fi la inspectorat la etajul 3. Ne trebuie partea asta de entitate, dacă vezi, juridică și da, ne trebuie cui, chestii, sunt, și abia după aceea, parcurgând acești pași de organizare, va deveni viabil. Eu nu mă îndoiesc de faptul și am încredere în promisiunile doamnei inspector Constantinescu, nu mă îndoiesc de faptul că din toamnă vom avea în Gorj centru de excelență. Și va funcționa. Asta vreau să spun. De anul școlar viitor. Da. Da, până atunci mai sunt câteva etape, vă spuneam, în general de parte de organizare, după aceea de încadrare. Viitorul centru va fi dotat cu laboratoare și alte echipamente necesare în procesul de pregătire a copiilor. De asemenea, acesta presupune un set de 7 activități și servicii educaționale, printre care elaborarea strategiilor de identificare și de selecție a copiilor și tinerilor capabili de performanțe în vederea constituirii unor grupe de performanțe pe discipline, arii curriculare sau domenii științifice, artistice și tehnice, inclusiv pentru elevii care învață în limbile minorităților naționale. De asemenea, se are în vedere inițierea acțiunilor de identificare și promovarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe, precum și asigurarea anual a construirii, funcționării și pregătirii grupelor de excelență. Mai mult, centrul se axează și pe elaborarea și asigurarea implementării unor programe de parteneriat cu diverse instituții din țară și străinătate, cu organizații non-guvernamentale, cu comunitatea locală, în scopul îmbunătățirii condițiilor și resurselor necesare educării diferențiate a copiilor și tinerilor capabili de performanțe, dar și dezvoltarea programelor proprii de cercetare didactică și organizarea conferințelor care au ca temă activitățile specifice centrului de excelență. În paralel, se vor organiza anual tabere naționale de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe pe discipline. Pentru a-l omagia pe artistul Teodor Dădălău, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a organizat astăzi o mică manifestare. Expoziția de fotografie Minunate Povești Românești a artistului gorjan Dădălău va pleca astăzi spre Salina Turda, locul unde va avea loc vernizarea ei. Astăzi a avut loc expoziția de fotografie Minunate Povești Românești la Târgu Jiu. Astfel, pasionații de artă au putut admira fotografii ale artistului gojan Teodor Dădălău, amplasate chiar în fața Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj. Expoziția va fi trimisă în cursul zilei de astăzi către Salina Turda, pentru ca mâine să aibă loc vernisajul propriu-zis. În cadrul expoziției vor fi expuse 70 de fotografii, cele mai multe fiind din județul Gorj, fotografii premiate la saloane naționale și internaționale, la care a participat Teodor Dădălău. Curatorul expoziției va fi Cornel Varna. În semn de mulțumire, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a organizat astăzi o mică manifestare în aer liber, prin care a adus un omagiu artistului, aducând în actualitate totalitatea lucrărilor și contribuțiilor acestuia la cultura gorjană. Teodor Dădălău este cel care, la Târgu Jiu, a reușit să pună bazele unuia dintre cele mai mari saloane de fotografie din România în anul 1990. Evenimentul a avut loc în fiecare an de atunci, devenind de aproape două decenii Festivalul Internațional de Arte Vizuale Gorj Fest. Am avut bucuria să-l cunosc în urmă cu ani de zile. Am avut bucuria să fim de-a lungul timpului colegi la centru, să-i fiu alături în proiecte, să facem împreună proiecte. Au fost multe, au fost frumoase, au fost mari. Gorj Festul, despre care se știe nu doar în România, ci și în aproximativ 40 de țări de pe cuprinsul lumii. Gorj Festul acesta, care a reușit într-un fel sau altul să pună județul Gorj pe harta culturală a lumii,
Gorjfestul acesta care a devenit în timp un adevărat brand cultural al Gorjului. Aș vrea să spun doar atât în încheiere, că Doru merită mai mult decât i s-a oferit până acum. Și poate în timp lucrul acesta se va rezolva. În cadrul manifestării, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a oferit în semn de recunoștință un cadou artistului Teodor Dădălău. Din partea prietenilor și colegilor săi, și am să-i dau citire. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj se acordă prietenului și colegului nostru, Doru Dădălău, acest certificat de garanție pentru următorii 65 de ani. Semnează toți colegii. Ați admis să fim colegi, să fim prieteni și să fim întotdeauna la orice eveniment unul lângă celălalt. Vă promit că atât cât voi mai fi pe aici, voi fi întotdeauna lângă voi. Turiștii care doresc să vadă expoziția sunt așteptați toată vara pentru a admira unele dintre cele mai frumoase fotografii ale artistului. Acestea vor fi prezente și pe pagina de socializare a centrului. Cade numărul românilor infectați cu noul coronavirus. Trebuie totuși luat în considerare și numărul probelor prelucate, însă situația pare că se îndreaptă spre drumul cel bun. Dacă în România a fost astăzi raportate peste 1000 de cazuri, Gorjul a înregistrat doar 6 îmbolnăviri. România a înregistrat azi un număr de 1768 noi cazuri COVID. Numărul scăzut de noi cazuri se datorează numărului scăzut de probe prelevate. Doar 11.915 teste au fost efectuate la nivel național, astfel că rata de pozitivare este de aproximativ 15%. Observăm o menținere a numărului ridicat al deceselor COVID-19. 149 de români au murit în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore. Numărul românilor aflați în stare gravă la terapie intensivă se menține și el destul de ridicat, 1448 de pacienți fiind internați în acest moment. De la debutul pandemiei și până în prezent, peste 1.031.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate. 944.774 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 26.381 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. La nivelul județului Gorj, numărul de noi cazuri raportate este 6. Din nefericire, a fost înregistrat un deces în urma infectării cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie în vârstă de 75 de ani care prezenta și alte afecțiuni medicale. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, a mai fost înregistrat încă un deces. Este vorba despre o femeie în vârstă de 75 de ani care prezenta și alte afecțiuni medicale, cum ar fi hipertensiune arterială și diabet zaharat tip 2. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Gorj, au fost confirmate alte 6 noi cazuri de îmbolnăvire, dintr-un total de 81 de teste efectuate. De la începutul pandemiei, 8.990 de persoane au fost confirmate pozitiv pe raza județului Gorj. 8.394 de gorjeni s-au vindecat, iar 427 au decedat. În ceea ce privește coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, județul Gorj înregistrează 0,84 la 1.000, fiind situat în scenariul verde. În prezent, 8 județe se află în scenariul roșu, printre care și municipiul București. Cea mai mică rată de infectare înregistrată este în județul Suceava, 0,74 la 1000, iar la polul opus, județul Ilfov înregistrează cea mai mare rată de incidență, 5,30. Au trecut mai bine de 17 ani de când Parcul Industrial Gorj de la Bumbejdiu și-a deschis pentru prima dată porțile. Înființarea acestuia a fost benefică pentru toți cetățenii, dar mai ales pentru locuitorii orașului Bumbejdiu. La aproape două decenii de funcționare, parcul încă oferă beneficii și un cadru de muncă propice pentru agenții economici de pe raza județului. Despre Parcul Industrial și ce planuri are conducerea, vedeți imediat după o scurtă pauză, într-un interviu cu Eftimie Popescu, realizat de colega mea Adelina Temelie.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi ne aflăm în biroul directorului Parcului Industrial Bumbejiu, domnul Eftimie Popescu, pentru a discuta puțin despre situația actuală a parcului, dat fiind faptul că de mai bine de un an ne aflăm în pandemia generată de infecția cu virusul SARS-CoV-2. Bună ziua, domnule director, și bine v-am găsit! Bună ziua, vă mulțumesc pentru vizită, mă bucur că sunteți aici, sper că împreună cu mine și mai ales de dumneavoastră presa locală, presa gorjeană contează ca să faceți cunoscut faptul că există acest parc industrial, iar în acest moment o spun fără lipsă de modestie că suntem pe un drum ascendent și trebuie să ne sprijine toate forțele, inclusiv dumneavoastră, presa, astfel încât să putem fi cunoscuți la nivel național, la nivel local, și investitorii, antreprenorii să cunoască faptul că există în Parcul Industrial Gorj o infrastructură de afaceri care le stă la dispoziție. Domnule director, vicepreședintele Consiliului Județean Dorin Tașcău vorbea la un moment dat de extinderea parcului industrial prin preluarea unor terenuri din cadrul platformei SADU 2. S-a concretizat ceva până în momentul de față sau ați rămas doar la nivel de discuții? Nu, cunosc că am o colaborare foarte bună cu domnul vicepreședinte, căruia mă și subordonez ca instituție. Demersurile au fost făcute, există, sunt destul de avansate, dacă îmi permiteți o exprimare cât mai plastică. În acest moment, din informațiile mele, dosarul de dare în plată se află la Ministerul Finanțelor, care trebuie să-și dea un acord în vederea acestui transfer patrimonial care să se efectueze între uzina mecanică SADU 1 și Consiliul Județean prin administratorul Parc Industrial. Solicitarea se referă la aproximativ 5,2 hectare ca suprafață de teren în care sunt cuprinse și spații de producție. Este o oportunitate pentru noi să ne extindem ca parc industrial în acest moment, având în vedere șansa de a accede la niște fonduri din fondul de tranziție justă, astfel încât să le și reabilităm, să le transformăm în spații funcționale, pentru ca în acest moment, ca toate celelalte spații din această platformă industrială, sunt într-un grad avansat de uzură și nădejdea mea este că cu aceste fonduri, cum am spus mai devreme, să reușim să le reabilităm și să le facem funcționale. Ați putea să ne spuneți cam câte firme sunt în prezent în Parcul Industrial și cam câți angajați? Parcul Industrial, în acest moment, în Parcul Industrial funcționează 6 societăți comerciale, împreună cu Leonii sunt 7, 2 au încetat la sfârșitul anului 2020 și au întrerupt temporar activitatea, au avut angajamente că vor reveni în această vară, nefiind din zona. Ca număr de angajați, în total, sunt aproximativ 400 de angajați. Procentul se împarte cam jumătate-jumătate între Leonii, care este parte integrală a parcului industrial, și celelalte societăți care funcționează în perimetru. Deci aproximativ 400 de angajați. Cam care ar fi cel mai mare angajator? Evident, este Leonii. Leonii este cel mai mare angajator. La ultima discuție pe care am avut-o cu conducerea Leonii, aveau aproximativ 260 și ceva în acest moment, fiind la fel datorită pandemiei care ne-a afectat pe toți la nivel global, fiind într-o restrângere de activitate. Asta spre supărarea gurilor rele, nu înseamnă că și întrerup activitatea. Discuția a fost destul de aplicată cu conducerea Leonii, numai săptămâna trecută cred că a avut loc și mi-au spus, nu, e o perioadă de iarnă corelată cu această pandemie, suntem un picuț într-o restrângere de activitate, nici pe departe că vom închide. Am înțeles. Și legat de anul trecut, ce ne puteți spune? Cum ați încheiat anul 2020, ținând cont că au apărut numeroase probleme generate de această pandemie? Au fost enorm de multe probleme. În afară de pandemie, asta este cireașa de pe tort. Am avut atâtea probleme de n-am cuvinte să vă pot exprima sau nu avem spațiu de emisiune. Au fost avarii pe rețeaua veche de curent, v-am spus. Numai astăzi am avut emoții din cauza acestei rețele învechite, pentru că am avut o întrerupere pentru branșamentul rețelei noi, una din liniile de branșament, cu planificare de întrerupere, cum am spus, pentru ziua de ieri. Următoarea întrerupere pentru cea de-a doua linie va fi duminică, iar la repunerea în funcțiune, pur și simplu n-am mai vrut ca să cupleze
toate echipamentele. Și pentru înțelesul privitorilor noștri este, vreau să spun, lipsa de agreiere, ca să zic așa, între echipamentele tehnologice ale anului 1975 și 2021. Și a trebuit să reluăm toată procedura astăzi împreună cu reprezentanții CEZ-ului, reprezentanții uzinei. Nu vă spun agenții economici în ce stare de agitație se aflau la ideea că iarăși nu avem curent în parcul industrial, dar de azi dimineață, de la ora 7, de când suntem pe teren, am reușit sectorial, ca să spun așa, pentru că asta a fost strategia, am reușit să punem sub tensiune întreaga rețea până la, să zic, la priză. Pentru că aseară, când CEZ-ul, distribuție Oltenia, cum se numesc mai nou, au făcut aceste probe, a apărut un dezechilibru în întreaga rețea, care toate releele și automatizările dumnealor au decuplat automat rețeaua. Am reușit asta să o punem sub tensiune iarăși. Sperăm să ne țină până la darea în funcția celei noi. Dar n-aș vrea să fie nimeni în pielea noastră, mai ales a mea, de aseară până astăzi la ora 9:30, când am reușit să o punem sub tensiune. Deci, ca o concluzie, anul 2020 cum a fost? Am pierdut ideea, mulțumesc că mi-ați amintit. Sunt încă sub emoțiile evenimentelor de dimineață. Anul 2020 a fost un an încheiat din punct de vedere financiar contabil, un an bun, un an cu profit, încă se lucrează la bilanțul anului contabil, cum v-am spus, al parcului industrial pentru anul 2020. Există un profit. Nu l-am depus încă, trebuie să-l raportăm, trebuie să-l discutăm, dar se prefigurează, cum v-am spus, această cifră de afacere ascendentă cu profit net pentru 2021. Bineînțeles, sperăm să fie și mai bine și mai mult. Iar agenții economici să aibă încredere că parcul industrial este pe calea cea bună. Și ce ne puteți spune despre acest prim trimestru? Cum estimați? E un trimestru greu. Sunt primele 3 luni din an destul de grele. Am început, încă din noaptea de Revelion, am început cu o avarie. La ce? Ghiciți, la rețeaua electrică. A trăznit în noaptea de Revelion, un fenomen extrem de rar, eu n-am mai auzit, întrebând în stânga și în dreapta, de un asemenea fenomen meteorologic extrem. În noaptea de Revelion a trăznit în rețeaua electrică națională. Acolo unde a existat relee de protecție, au reușit. Unde nu, exemplu este parcul industrial, au fost până la urmă 15 avarii. Din 1 ianuarie, ora 8:30, până pe data de 15 ianuarie, nu a mai fost vacanță pentru noi cei care am intervenit aici. Și deci am început anul cu evenimente, ca în povestea meșterului Manole. Agenții economici, cum v-am spus, 2 s-au retras, au declarat că temporar vor reveni după sărbătorile de Paști. Activitatea, dar încă suntem optimiști, iată că s-a declanșat în termen această lucrare de investiție foarte importantă, vitală, aș putea spune, pentru parcul industrial, și anume reabilitarea întregii rețele de alimentare și distribuție cu energie electrică. Promisiuni din partea acționarului unic, Consiliul Județean, prin domnul președinte Cosmin Popescu, există în sensul că se vor aloca fonduri după ce se termină aceste investiții pentru reabilitarea căilor de acces. A fost un trimestru greu. Greu, dar avem perspective pentru următorul trimestru de profit și de activitate cu spor, ca să spun așa. Că deocamdată ne-am agitat, ne-am zbătut să ne păstrăm pe un echilibru destul de fragil. Dar eu zic că odată cu punerea în funcțiune a noii rețele, lucrurile intră pe făgașul cel bun. Deci, în prezent, proiectul de bază ar fi reabilitarea rețelei. Cu prioritate. Mulțumesc prin dumneavoastră, cu ajutorul dumneavoastră, celor care se implică, începând de la dirigintele de șantier și, bineînțeles, cu constructorul, pentru că sunt profesioniști, sunt oameni cu experiență și, cu siguranță, darea în folosință se va face mai devreme decât termenul prevăzut în contract. Asta înseamnă că, din spusele dumnealor, chiar astăzi am avut o ședință de lucru cu reprezentantul constructorului și în prezența dirigintelui de șantier, dumnealor estimează că la data de 1 mai cel târziu lucrările vor fi gata, chiar dacă prin contract termenul limită era 15 mai. Vor fi după aceea verificări, probe și la final punerea în funcțiune. Și pentru viitor, cam ce proiecte, la ce proiecte v-ați mai gândit dumneavoastră, cam ce proiecte ați mai avea nevoie? Cum v-am spus la început,
Dacă reușim să fim eligibili pe aceste fonduri de tranziție justă din care se vor îndestula, sperăm noi, cele 6 județe din România care sunt afectate de această producție de energie pe combustibili fosili, Gorjul fiind un județ destul de afectat sub acest aspect, nădăjduim să reușim să prindem o investiție, așa cum am prezentat-o prin grupul de lucru, pentru a putea obține finanțare în vederea creării unui câmp, unei ferme, în termenii tehnici, de panouri fotovoltaice pe toate terasele clădirilor, spațiilor de producție existente în parcul industrial, și pentru a inaugura o microstație de epurare absolut necesară pentru servirea agenților economici din parcul industrial. Terenul există ca și infrastructură, ca și locație în care putem dezvolta această investiție, această idee, dar este nefuncțională. Este stația de epurare care a fost în folosul platformei industriale SADU 2 și pe care noi putem să o reabilităm și să o punem în funcțiune, astfel încât platforma industrială ca infrastructură de afaceri să aibă toate echipamentele și dotările necesare, astfel încât să nu existe probleme sau nemulțumiri din partea agenților economici. Și despre realizarea unui punct de lucru al parcului industrial Bumbejiu pe raza comunei Bălești, ce ne puteți spune? Cam în ce stadiu se află? Am participat la ședința de Consiliu Local la primăria Bălești, la data în care a existat în ordinea de zi un asemenea proiect de predare. Discuțiile sunt mult mai ample și de mai mult începute. Nu întâmplător, Băleștiu a fost ales ca și zonă în care să se dezvolte un alt parc industrial. Eu sunt convins că, așa cum decurg în acest moment, cum evoluează această idee, concretizată deja prin repartizarea unui teren în care să dezvoltăm acest punct de lucru, până în toamna acestui an, el să devină și operațional. Ne aflăm în etapa în care trebuie să se constituie o comisie din reprezentanții Consiliului Județean, Primăriei Bălești și Parcul Industrial, care să predea, să preia amplasamentul acolo unde a fost el stabilit de Consiliul Local Bălești pentru a putea fi dezvoltată această investiție. După care, urmare a predării acestui teren, noi va trebui să întocmim un studiu de fezabilitate care să prevadă tot ceea ce presupune inaugurarea parcului industrial, începând de la împrejmuiri până la utilități. Apă, gaze, canal, obligație care ne revine prin statutul pe care îl avem ca administrator al parcului industrial. Am înțeles. Mulțumim pentru timp. Eu vă mulțumesc pentru vizită și pentru faptul că ne ajutați ca să putem prezenta și face cunoscut că în Gorj există un parc industrial. În plină pandemie, rata șomajului de la nivelul județului Gorj se menține. La nivel național, unde rata șomajului este de 3,35%, Gorjul ocupă poziția 19, iar la nivel regional se situează pe ultimele locuri. Cursurile de formare profesională se pare că ajută și ele la menținerea unei rate de șomaj scăzute, deoarece în urma absolvirii acestor cursuri, 79 de foști șomeri au fost angajați. Conform informațiilor transmise de AJOFM, rata șomajului înregistrată la nivelul județului Gorj este de 3,78% cu un număr de 5.108 șomeri. Situația se prezintă astfel. 2.025 sunt șomeri indemnizați, iar 3.083 sunt șomeri neindemnizați. Rata șomajului are un trend ușor crescător raportat la aceeași perioadă anului trecut. 3,19%, 4.314 șomeri. Însă ușor descrescător față de cea înregistrată la sfârșitul lunii februarie anului 2021. La nivel național, rata șomajului este de 3,35%, Gorjul ocupând poziția 19. Cele mai mari valori ale ratei sunt înregistrate la Vaslui 7,24%, Doliș 7,15% și Buzău 7,01%. La nivel regional, rata șomajului medie este de 5,36%, primele locuri fiind ocupate de Doliș cu 7,15%, Mehedinți cu 6,14% și Olt cu 5,93%. Romeo Chiriac, directorul executiv al AJOFM Gorj, susține
susține că rata șomajului este menținută de șomajul tehnic oferit pe toată perioada pandemiei, 75% din salariu, de decontarea 41,5% din salariu fiecarei persoane ce a avut contractul suspendat minim 15 zile, dar și de cursurile de formare profesională în urma cărora absolvenții sunt angajați. AJOFM Gorj a organizat deja 7 concursuri de formare profesională la care au participat 180 de persoane, 165 dintre ei fiind șomeri indemnizați, restul neindemnizați, tot beneficiind de gratuitatea serviciilor de formare profesională. În perioada imediat următoare vor fi organizate și alte concursuri, domeniile fiind variate. Ocupațiile în care am organizat cursuri sunt cele de operator, introducere, validare, prelucrare date, comunicare în limba engleză, comunicare în limba germană, lucrător în comerț, instalator, instalații tehnico-sanitare și gaze, cameristă, sudor. În continuare, formăm grupe pentru agent de securitate, brutar, bucătar, dulgher, tâmplar, parchetar, inspector resurse umane, ospătar, zidar. După susținerea examenelor de finalizare a cursurilor, 79 de absolvenți au fost angajați. De la începutul anului și până în prezent, 1163 de persoane au reușit să fie încadrate în muncă datorită acestor programe de formare la nivelul județului Gorj. Dintre acestea, 526 sunt persoane cu domiciliu în mediul urban și 637 în mediul rural. 969 de contracte au fost încheiate pe o perioadă nedeterminată și 198 pe o perioadă determinată. Prin programul ProAccess 3, AJOFM a reușit să încheie mai multe convenții de subvenționare a locurilor de muncă. Am încheiat și convenții de subvenționare a locurilor de muncă pe un proiect ProAccess 3 și aici mă refer la 63 de șomeri cu vârsta peste 45 de ani care au fost subvenționați, ale căror locuri de muncă au fost subvenționate și sunt subvenționate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și bani care vor fi recuperați de la, din Fondul Social European. De asemenea, 48 de tineri niți pe un alt proiect, 5 absolvenți, 2 persoane cu dizabilități, deci practic în total 118 persoane au locurile de muncă subvenționate, fie din bugetul asigurărilor pentru șomaj, fie din Fondul Social European. La nivelul județului Gorj se pare că măsurile active pentru combaterea șomajului dau roade, rata fiind menținută în continuare sub 4%. Vești bune pentru locuitorii Gorjului. Nicio localitate nu se mai supune restricțiilor specifice scenariului roșu, iar la nivel general, Gorjul este în scenariul verde, cu o rată de infectare sub 1 la 1000 de locuitori. Se pare astfel că județul este pe drumul cel bun în privința pandemiei. Județul Gorj se află într-o situație stabilă din punct de vedere epidemiologic. Numărul de noi infectări a scăzut semnificativ față de alte unități administrativ-teritoriale din România, iar Gorjul se află spre coada clasamentului privind incidența acumulată. Totuși, 12 localități din Gorj se află în scenariul galben, cu o rată de infectare de peste 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. Din fericire, nicio localitate nu se mai află în scenariul roșu. Nu este cazul să ne bucurăm prea mult, însă comuna Samarinești se apropie cu pași repezi de pragul de 3 la 1000, din urmă venind Căpreni, Licurici și orașul Țicleni. La Târgu Jiu se pare că scad în continuare cazurile de infectare. Doar 75 de târgujieni au fost depistați pozitiv COVID-19 în ultimele 14 zile, coborând municipiul la o rată de infectare de 0,79 la 1000. În ultimele 2 săptămâni, la Samarinești au fost confirmate doar 5 cazuri, însă comuna înregistrează doar 1754 de locuitori. Rata de incidență a ajuns la 2,85, localitatea pregătindu-se de eventualitatea unui scenariu roșu. Cel mai bine stau 13 comune gorjene. Aici nu a fost înregistrat niciun caz de infectare în ultimele 14 zile, incidența acumulată fiind 0. În ultimele 2 săptămâni au fost confirmați pozitiv aproape 300 de gorjeni, fiind vizibilă scăderea cazurilor de infectare. Numărul de internări se află într-o continuă creștere la nivelul spitalelor din Gorj cu specific COVID. În prezent, locurile disponibile la ATI se află pe cale de dispariție, iar starea persoanelor internate deja la secția de terapie intensivă este una gravă. În continuare, măsurile împotriva noului coronavirus trebuie respectate. Masca de protecție este obligatorie în spațiile publice, iar după ora 22, circulația este condiționată de un motiv întemeiat. Capacitatea restaurantelor, cafenelelor și barurilor, dar și a instituțiilor de cultură, este redusă la 50%. Singurele serii în care românii vor scăpa de declarația pe propria răspundere vor fi de Paște și o săptămână mai târziu, când musulmanii sărbătoresc Ramazanul.
Echipa de basket feminin U16 ACSM Târgu Jiu a înregistrat două victorii, dar și o înfrângere în turneu ce a avut loc în acest weekend la București. Tinerele basketbaliste au trecut sâmbătă de Pardols București și Bega Timișoara, însă duminică au cedat la mare luptă cu ocupanta primului loc ACS Champions București. Elevele antrenate de Toma Popescu au făcut însă un turneu excelent. Antrenorul și-a felicitat jucătoarele pentru modul în care au luptat până la finalul sezonului pentru a se califica la turneul final. Gorjencele au fost la un pas de calificare, însă ultimul meci se pare că le-a clasat pe locul 2. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile Gorj TV. Urmează În Interes Public, unde invitat este consilierul județean Gabriel George, iar de la ora 21 Iulian Popescu vine la Dialog Deschis. Noi ne revedem și mâine de la ora 18 cu principalele evenimente ale zilei. Să aveți o seară minunată!